Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru din a doua epistolă a lui Petru. Am văzut în ora trecută că este nevoie de o transformare, adică o schimbare a naturii, a firii. Deci trebuie să ieșim din firea păcătoasă cu care ne-am născut și ea să fie înlocuită cu firea divină, cu natura divină. Și astăzi continuăm în acest studiu de la citind de la versetul 12 din primul capitol din a doua carte sau a doua scrisoare a lui Petru. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți star în adevărul pe care îl aveți. Deoarece ce este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji Amintindu-vă aceste lucruri, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da o la dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce întotdeauna minte de aceste lucruri. Deci, Petru am văzut că scrie nu pentru timpul său nu doar pentru cei care sunt contemporanii săi, ci dorește ca și după moartea lui să aibe poporul lui Dumnezeu o bază și el scrie pentru cei care trebuie să fie gata la venirea Domnului. Am văzut aceasta în decursul studiului nostru și dezbrăcarea de cort, aici mulți cred că cortul este trupul, pentru că au imaginea platonică, mistică, care nu corespunde legii vieții și nici structurii cum Dumnezeu ne-a creat și nici cuvântul Dumnezeu, că noi am putea exista fără trup. Omul a fost creat cu trup. El este un suflet care are un trup și un duh. Și el nu poate să trăiască, pentru că n-a existat niciodată fără să aibă trup. Dar, în ideea mistică platonică, omul are un suflet veșnic și, când moare, este eliberat. Deci, clar, Petru nu vrea să spună că, după ce moare, se duce la Domnul. Nu. El știe că El va fi înviat la venirea Domnului Hristos. El știe că când moare, a este o clipă până când deschide iar ochii și îl vede pe Mântuitorul său. Deci a dezbrăca cortul nu înseamnă a se dezlipi de trup și atunci a merge undeva sufletul în cer. Noi suntem o ființă care a fost creată din două elemente și noi putem exista doar așa cum am fost creați. Când se separă Duhul de trup, suntem morți. Dar când la cuvântul lui Dumnezeu, când Isus va veni și va fi în vierea, vom fi cei care vor muri puși împreună așa cum au fost inițial. Isus doar spune un cuvânt și lucrurile îl ascultă. Dar să trecem mai departe. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Isus Hristos, nu întemeându-ne pe niște basme neșteșugit, alcătuite, ci ca unii care au văzut, care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea sau slava Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am văzut și am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Deci vreau să facă clar, dacă voi așteptați pe Domnul să vină, nu vă bazați pe niște bazme, pe niște lucruri care sunt meșteșugit, meșteșugit, cum zice aici, alcătuite, ci vă bazați pe ceva sigur, pe un cuvânt al lui Dumnezeu. Și ca să Aduc această bază mai puternică, zice, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va arăta sau crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Deci, aici este o pictură a unui om care este în întuneric și ce-l ajută în acel întuneric? lampa. Și lampa este cuvântul profetic, e cuvântul scripturii. Pentru că toată scripturia, până la urmă, nu știu dacă cineva a scris fără să profetizeze, adică să fără să vestească ceva pe dinainte. Întreaga scriptură este o scriere profetică. Da, sunt anumite locuri care conțin anumite profeții specifice, dar întru totul, ea explică ceva care va veni. Și în fiecare timp a avut însemnătatea ei. Deci, voi, ziceți, sunteți pe drum, înaintea venirii Domnului va fi întuneric pe pământul acesta. Și întunericul acesta îl descrie, zice, voi aveți însă cuvântul și ăsta îl țineți și vă ține până când se Va răsări zorile. Care va fi răsăritul zorilor? Bineînțeles că venirea lui Hristos, dar răsăritul zorilor zice că va fi și în inimile dumneavoastră, în inimile voastre. Deci, în inima noastră va răsări soarele când îl vom vedea pe Hristos. Dar este și o transformare cu cât noi punem adevărul lui Hristos în inimă, cu atât vom fi mai. Luminați și vom vedea drumul în mijlocul, în care este în jurul nostru. Noi vom sta pe Lumină, în Lumină. Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din scriptură nu se tălcuiește singură, că nici nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci, noi trebuie să știm că scriptura aceasta este inspirată. Nu este inspirată cuvânt cu cuvânt cum unii cred. Nu este o inspirație verbală, ci este o inspirație a ideilor care sunt cuprinse în cuvinte. Informația nu se schimbă. Cuvintele ar putea să se schimbe. Dar dacă știm să privim acest cuvânt după cele două lucruri care nu se pot schimba, legea, naturii și legea, felul cum noi am fost construit, toate din Scriptură pot fi deveni lumină și nu vom putea fi dați să cădem la o parte. Pentru că dorința lui Petru este să nu cădem. El zice că au fost proroci mincinoși, în toate timpurile și așa este. Vom vorbi data viitoare despre În mincinoși. Întotdeauna au fost mai mulți profeți mincinoși decât profeți adevărați, dacă ne uităm în istoria poporului Israel. Și așa este și astăzi. Sunt mai mulți profeți falși decât uh, uh, adevărați. Sunt mai mulți care provodesc o învățătură greșită decât cei care provodesc o învățătură adevărată. Dar vreau să citesc încă două versete din capitolul 3, din a doua, Petru. Prea aceasta este a doua epistolă pe care scriu, vă scriu, amintindu-vă în, amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Consider că este fantastic că Petru zice, vreau să vă trezesc mintea, Duhul vostru trebuie să gândească, trebuie să judece, el trebuie să fie sănătoasă prin înștiințări. Voi trebuie să știți aceste lucruri ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorul nostru dată prin apostolii voștri care era El. Deci El vrea să ne trezească mintea și mintea sănătoasă, adică Duhul trebuie să gândească. Noi trebuie să știm în ce timp trăim, și avem nevoie de, o, de un suport clar care este cuvântul Dumnezeu, cuvântul profetic al Scripturii. De aceea, haideți să intrăm un pic în subiect să înțelegem scrierile profetice ale Scripturii. Pe mine întotdeauna mă interesează să am o privire de ansamblu și când ai o privire de ansamblu, când ai tablou mare, te poți intra în detalii fără să te pierzi. Și cei mai mulți intră în detalii, în nimicuri, fără să aibă vreodată privirea de ansamblu și atunci sunt în eroare și ușor duși pe câmpul uh, erorii. Vom vorbi de despre aceasta mai mult uh, în ora viitoare. Acum, haideți să vedem o privire de ansamblu. Asta este de cursul timpului, de la crearea Pământului, de la căderea în păcat, până la înnoirea Lui. Și acolo avem... Timpul înainte de Hristos, avem prima venire a lui Hristos, avem crucea, avem începutul timpului sfârșitului din 1798. Cei care sunt studenți ai profeției știu aceasta, care se termină cu a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Apoi vine mileniul, cei o 100, mie de ani în care cei păcătoși, cei morți. Uh, cei care mor la venirea lui Hristos vor sta morți o mie de ani, și Satana singur pe pământ, și atunci va veni a treia venire a lui Hristos cu toți sfinții, cu Noul Ierusalim, care este descris în Zaharia și în alte scrieri profetice, și atunci pământul va fi curățit și judecat cei păcătoși. Ei vor învia de-abia aici și vor primi răsplata cuvenită după ce au văzut judecata lui Dumnezeu. Deci acestea sunt cele trei mari lucruri care toate evolvă în jurul Domnului nostru Iisus Hristos. Prima, a doua și a treia lui descriere în Scriptură. Venire. Deci Moise și profeții au profetizat foarte multe profeții pentru prima venire a lui Hristos. Totul a fost spus dinainte și când timpul s-a împlinit, Iisus a venit. Apoi, profeții au scris despre timpul sfârșitului și despre timpul după, despre mileniul după ce pământul va fi refăcut. Chiar merge până la refacerea pământului nou. Deci, acestea sunt cele trei mari subiecte ale profeției. Profeției Scripturii. Unde este, se concentrează majoritatea scrierilor? Dacă nu am putea spune chiar toate, poate toate este mai dar majoritatea scrierilor, unde este concentrația lor? Este pe acest timp al sfârșitului, pentru timpul nostru. Aici este bazată, aici este focalizarea principală a tuturor scrierilor profetice. Dacă cineva știe să citească Scriptura și o cunoaște prin Duhul Sfânt, va vedea că aici este focalizarea, aici se dă ultima luptă. De aceea, aici sunt cele mai multe profeții scrise despre acest timp. Mai avem și alte profeții care s-au împlinit înainte de Hristos, distrugerea lui Iimului în timpul lui Ieremia sau istrugea Babilonului sau a Niniviților și altor neamuri. Toate acele lucruri au fost profetizate și s-au împlinit. Deci, în mare avem trei mari blocuri de, de, profeție și toate se evolvă în jurul planului de mântuire, în venirea lui Hristos și Punctul principal este în timpul sfârșitului în care noi trăim. Acum pe mine ce au toate scrile profetice în comun. În comun. Ce au toate scrile profetice în comun? Ele toate au în comun, ele sunt mesaje judiciare, adică ele vestesc judecata. Și aceasta arată seriozitatea lor. Și judecata care se vestește are doar două posibilități de ieșire. La judecată ori ești eliberat, ori ești condamnat. Astea sunt cele două posibilități ale mesajului. Sunt mesaje foarte serioase, pentru că sunt mesaje decisive pentru viața omului. De aceea scriele profetice sunt Scrieri foarte serioase. Ele nu sunt doar să ne arate lucruri în timp sau să ne arate anumite lucruri să știm. Nu, nu. Ele toate conțin mesajul judecății. Pentru că de aceea Dumnezeu ne avertizează pe dinainte că va veni o judecată în care unul va fi scos liber, va fi eliberat și celălalt va fi condamnat. Deci aceasta este lucru comun, de aceea el sunt scrieri foarte serioase. Dar ca să înțelegem mesajul lor, trebuie să avem o privire de ansamblu a planului de mântuire. Și din nou vreau să arăt aici decursul timpului, aici este crearea pământului, timpul înainte de Hristos, căderea lui Adam prin neîncrederea în Dumnezeu, aici este crucea și după cruce la înviere, Adam este recuperat. Aici Adam este pierdut, să zice așa, nu mai este în sub, nu mai este copilul lui Dumnezeu, deși este creatura lui Dumnezeu, a devenit uh, Satana. Și Isus Hristos îl recuperează pe Adam prin acea încredere de plină pe care o dovedește pe cruce, în întreaga lui viață, dar pe cruce în mod deosebit și la învierea din morți, el creează al doilea Adam. Și acum în sanctuar el pregătește un popor care în timpul sfârșitului, când va veni el, trebuie să aibă același caracter ca și el, adică trebuie să aibă aceeași încredere de plină în Dumnezeu. El va veni să ia pe cei neprihăniți, pe cei Refăcuți, el îl reface pe Adam, dar aici, prin credință, el reface un popor care, la venirea lui, are o încredere de plină în Dumnezeu, cum a avut și el în viața sa și în timpul uh, strâmtorării, în timpul crucii. El a dovedit-o și ei, nepriheniții, o vor dovedi. De aceea, acum avem, suntem în timpul acesta de pregătire pentru a doua venire a lui Hristos, în care trebuie să se arate un popor pregătit în caracter asemenea lui. El va veni a doua oară pe norii cerului și el va, îi va transforma pe cei care sunt în viață, pe acești neprieniți care au încrederea de plină în Dumnezeu. Ei vor fi în viață, ceilalți vor fi morți și îi va învia pe toți, de la Adam până atunci. Și vor fi merge la cer, unde vor sta o mie de ani, în timpul acesta, acestor o mie de ani, acestui mileniu, oamenii care au fost păcătoși, care mor la venirea a doua lui Hristos, vor rămâne morți și satana singur pe pământ nu mai are pe cine să-i spitească, are timp o mie de ani să se gândească ce a făcut și -ar apoi la a treia venire a lui Hristos, când el coboară cu noi Iusalim, Vine judecata celor răi și pământul, când toți vor fi distruși, inclusiv satana, când focul va fi mistuit totul, atunci și nu este vorba de un iad veșnic, nu. I Ar fi foarte nedrept ca Dumnezeu să îi țină pe oameni într-un iad veșnic, dacă ei au trăit 50 de ani sau 100 de ani și ei să sufere veșnic, nu. Ei vor suferi atât cât au făcut rău. Și vor fi apoi în moarte veșnică, în neființă. Și satana, el va suferi cel mai mult pentru că a făcut cel mai mult rău, dar și el va ajunge cândva în acel stadiu de neexistență. Pentru că tot ce este rău va trebui să dispară, va rămâne pe pământul nou, doar cei mântuiți, ca o dovadă a biruinței. Și tot ce rămâne ca amintire vor fi a, rănile în mâinile și în picioarele și în capsa Domnului Hristos ca o, ca un semn veșnic că încrederea în Dumnezeu va fi întotdeauna păstrată în toată veșnicie. Nimeni nu se va mai neîncrede în Dumnezeu vreodată. Deci aceasta este. A, în privirea de ansamblu mare și pe noi ne interesează, evident, timpul nostru. Vedeți, noi suntem scurt înaintea venirii lui Hristos. Da, cu toții să știți, noi trăim în acest timp și eu sunt convins că El va veni în timpul meu. De aceea mă pregătesc pentru, această, pentru acest timp. Dar trebuie să cunoaștem ce se va întâmpla în acest timp. Ce spune profeția? Care să ne ducă ca o lumină în întuneric prin acest timp al sfârșitului. Pentru că aici este important să cunoaștem. Deci, timpul sfârșitului îl iau doar de astăzi. Pentru că el a început în 1798, dar noi trăim astăzi. Și de astăzi vreau să știu ce se va întâmpla încolo. Știu că la sfârșitul timpului sfârșitului vor fi cele șapte plăci, cele șapte urgii revărsate în mânia lui Dumnezeu. Dar ce va fi între astăzi și acele, aceste șapte plăci? Aici sunt cei oamenii din această lume. Și aici, în această lume, noi avem trei categorii de oameni. Oameni morți, dar care mai pot să fie în viață la viață, adică oameni morți în păcat. Vreau să înțelegeți, noi toți ne naștem cu firea păcătoasă, în termeni biblici, suntem morți. Și prin credință ajungem la viață. Deci avem oameni care încă nu au luat o decizie definitivă, care sunt în procesul acesta. Sunt oameni care sunt creștini adevărați, care umblă cu Dumnezeu, care aparțin Lui, care nu sunt în indecizi și sunt oameni care sunt pe deplin negri, adică care pe deplin au ajuns să îl servească pe satana și răul și nu mai au capacitatea de întoarcere de aici. Și acum Dumnezeu nu poate să aducă cele șapte plăci sau să încheie lucrarea pe acest pământ până când nu fiecare om a primit șansa de a crede în El, de a ieși din moarte la viață. De aceea El are nevoie de două lucruri. Are nevoie de un strălucitor, adică are nevoie de niște oameni care aduc lumina adevărului. Acesta sunt, este poporul său pe care îl așteaptă ca să-l să, -l, să, -l, să -l pună în fața lumii și să zică aceasta este caracterul meu. Fără ei, el nu poate să încheie lucrarea. Pentru că nu se va încheia acest timp al sfârșitului, până când nu fiecare om a luat o decizie definitivă pentru Dumnezeu sau pentru satana. Nu va intra, nu vor începe plăgile, până când nu deciziile tuturor oamenilor au fost luate definitiv. De aceasta are nevoie de niște oameni care pot să vestească Evanghelia, nu doar cu, gând, cu cuvântul, ci în faptă. Și pentru ca să facă să strălucească Evanghelia și să-i trezească pe oamenii din somn, el trebuie să aducă necaz și strâmtorare pe acest pământ. De aceea este descris în Apocalips 3 și, și în alte versete cu 10, zice, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să, se, ca să, încerce pe locuitorii pământului. Deci va veni un ceas de încercare peste întregul pământ și aceasta este biserica a șasea și pentru că ei au păstrat cuvântul, Dumnezeu zice, mai așteptăm o perioadă până când Pot să aduc aceasta pe acest pământ. Da. Noi trăim în acest, în acest timp în care vom vedea această încercare care va veni pe întregul pământ, să știți, pe întregul pământ. Nici unul nu va scăpa de ea și va fi o încercare puternică. Ea are scopul de a aduce la lumină pe cei care sunt în Hristos și cei care sunt în întuneric să îi le arate lumina ca să aibă o decizie. Timpul de încercare este un timp de separare. Și acum trebuie să înțelegem că încercarea, de fapt, aduce doar separarea. Pentru momentul încercării, tu arăți în cine te încrezi, te arăți pe care parte ești. De aceea ea trebuie să înceapă într-un loc în care deja hotărârile au fost luate definitiv. De aceea separarea începe unde hotărârea a fost luată definitiv, când începe încercarea și încercarea va veni prin oamenii aceștia care nu se pot lăsa de răul lor și ei vor pentru binele întregului pământ să introducă un sistem religios pentru a aduce pace pe pământ. Intențiile sunt bune, sunt arătate ca ceva bun. Satana va veni în acest timp ca un înger de lumină. El se va arăta ca Isus Hristos care vine pe norii cerului și va spune, trebuie cu toții să ne punem în acest sistem religios. Și acest sistem religios nu-ți dă libertatea să îl ții sau nu. E asemenea acelui sistem care nebăcoat nețar l-a introdus în, în, în împărăția sa în Babilon când a făcut acea statuie și a zis toți trebuie să se închine acestei statui. Și cine nu se închină va fi ars în foc. Și a făcut acele cuptoare și știm istoria cum cei trei care au fost credincioși au fost scăpați de acea, acel foc care era așa de puternic, dar cei care au aruncat au murit pentru că focul și căldura era așa de puternică. Deci acest sistem nu îți va da posibilitatea să îl iei sau nu, ci îți va fi impus. Și noi cunoaștem Sper cu toții, din felul cum Dumnezeu este, Dumnezeu nu ne impune nimic. Noi avem dreptul să rămânem în moarte. Dumnezeu nu va veni niciodată cu forța. Deci ei vor veni și vor forța sistemul acesta religios care este descris în Apocalips 13 uh, și în alte locuri ale Scripturii. Și acum, ce vor face cei care sunt în lumină? Ei nu se vor împotrivi sistemului în sensul de împotrivire, ci ei doar vor vesti un mesaj al libertății. Ei vor zice așa, în Apocalips 14, stă scris aceasta, în versetul 9 și 10. Apoi a urmat un alt înger al treilea și a zis cu glas tare, dacă se închine cineva fiarei și coane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în picioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Deci, această mânie a lui Dumnezeu, aceste șapte urgii care sunt descrise în capitolul 15 și 16 și 17-18 în Apocalips, aceste urgii vor veni asupra tuturor care au luat semnul fiarei, se închină fiarei. Și acum fiara nu arată ca ceva rău, este sistemul religios, este, este uh, statul împreună cu sistemul religios care va aduce această încercare peste întregul pământ. Și Biblia ne spune și unde va începe și cu cine va fi cum această unire între puterea statului a Americii cu puterea religioasă ale sistemului roman al papei va face această unitate și vă spune toți pentru pace trebuie să ne unim și fiecare trebuie să primească această zi de odihnă, acest semn care nu este dat de Dumnezeu, care este opozit poruncii a patra, pentru că este o poruncă omenească. Deci, începând dintr-un loc, din religie, ea va separa. Și cei care odată sunt separați, care au primit semnul fiarei, niciodată nu poate să întoarcă. Biblia spune, ei vor bea din paharul mâniei lui Dumnezeu, neamestecat. Pentru că ei, în ciuda faptului că au văzut lumina frumoasă divină, se aderează la un sistem religios care impune forța. Să știți, în Dumnezeu nu există aceasta. Și cei care vor vesti lumina divină, când toți spun forță, ei vor fi aceia care vor fi liberi. Ei vor fi prigoniți, urmăriți. Dar în ciuda faptului cu cât vor fi prigoniți și urmăriți mai tare, lumina slavei și felului de lui Dumnezeu de a fi, care este pașnic. Ăștia vorbesc de pace, dar sunt plini de, de râvnă și ură să forțeze. Ăștia nu, poate nu vorbesc de pace, dar ei sunt pașnici. Când sunt bătuți sau scuipați, așa ca Hristos, ei stau liniștiți și se încred în Domnul. Ei sunt deasupra situației. Și când oamenii aceștia, indeciși încă, care încă au șansa, îi vor vedea, au alegerea: vreau să mă duc cu un sistem religios care mi se impune sau vreau să mă duc cu un Dumnezeu care îmi dă libertatea? Și atunci se va face cu treieratul, cu cât încercarea devine mai puternică. Și ăștia care sunt aici la sfârșit, când vine încercarea la ei, ei pot să vadă, să urmărească și să se pregătească pentru ce fac. Nu va fi timp mult de pregătire aici. Biblia spune, fiecare în acea zi care va striga numele Domnului, Va fi mântuit. Deci, oamenii, dacă nu se vor adera acestui sistem, pentru că toți vor fi puși la alegere, ci vor rămâne de partea credincioșilor, nu se vor închina acestei fiare, acestui chip al fiarei, acestui sistem și nu vor primi niciun semn, ei vor fi liberi. Deci, Dumnezeu nu îi va forța pe oameni, ci El îi invită să nu adereze la această forță. Dar forța va deveni tot mai tare. Cu decursul timpului, oamenii, cu cât vor fi mai mulți, vor fi mai răi și vor impune tuturor, din cauza binelui, să țină acea zi care nu este ziua de odihnă Domnului, ci este ziua de odihnă a păgânilor, și anume Duminica. Și vor fi forțați. Și astfel se va face o, o separare completă. Cei care odată sunt aici nu mai pot să se întoarcă înapoi. Și cei care aici sunt, nici ei nu se mai adereze la rău, pentru că au stat în timpul încercării pe deplin încrezându-se în Dumnezeu. De aceea, cele șapte plăci timpul Harului care se termină aici este, vor începe doar atunci când nu mai există nicio șansă pentru nimeni să schimbe partida. Ori ești grâu, ori neghină. Și atunci, prin cele șapte plăci, trec doar cei 144 de mii, pentru că ei au fost pregătiți de demult, numai de astăzi, au fost pregătiți de de mult, pentru că ca să treci prin această mânia lui Dumnezeu, deși nu este îndreptată spre tine și totuși o simți, ești în jurul, ești doar prigonit de oameni, ești, ești într-o situație dificilă, nici, nu găsești nici tu de mâncare când nu mai ai mâncare pe pământ. Dumnezeu a zis că pâinea șapați v-ați fi sigur, dar nu va fi din peșup cum avem acum. Va fi foamete, va fi secete, va fi citiți cele șapte orgii și ei vor fi în mijlocul lor. Ei sunt oameni, ei sunt aleșii Domnului care sunt pregătiți să treacă pe acolo. Ei sunt acei prin care Dumnezeu dovedește că încrederea de plină în Dumnezeu e posibilă. Și ei trec prin acest timp, până când va veni Domnul Iisus, pe norii cerului, El va veni în plaga șaptea și va duce liberarea pentru ei și distrugerea definitivă a celor care au luat semnul fiarei, ei vor muri și atunci vor fi înviați după cei o mie de ani. Aceasta este în mare să înțelegem ce ne așteaptă. Nu în detaliu, dar în mare. Și dacă știm în mare, putem să vedem și detaliile. Deci, ce trebuie să facem? Trebuie să fim pregătiți. Și sunt trei moduri de preparare care am văzut uh, există în creștinism. Și le-am clasificat în trei lucruri. Sunt oamenii care de frică, când aud ce va veni, fac reforme în viața lor. Și reformele acestea poate să, Arate foarte bine în acea că vor să controleze circunstanțele externe prin a se muta la țară, de exemplu. Nu e rău să te muți la țară, dar dacă te muți de frică, ca în timpul acela să-ți meargă mai bine, undeva ești înșelat. Pentru că frica nu vine din iubire. Frica nu vine din Domnul. Ei se duc și vor să-și protejeze viața. Fac chiar provizii unii pentru acel timp, ceea ce este cu siguranță un lucru care este nepotrivit. Întâlnesc mulți oameni când aud despre profețiile timpului sfârșitului, că le ia spaima și groaza. Și intră chiar unii în probleme de sănătate din aceasta. Pentru că și cei care le vestesc sunt îndemnați de același duh. Și sunt mulți proroci, o să-i vedem data viitoare, care vestesc, am putea spune, iau o anumită parte care am putea spune că este adevărat. Dar unde duce învățătura nu este la eliberare. Nu este la ieșirea din minciună, ci la adâncime în ea. Pentru că trebuie să știm frica și dorința de a controla circumstanțele externe. Asta, asta e frica. Asta e. Da? Vreau să controlez ceva ceea ce nu pot să controlez, pentru că mi-e frică că îmi pierd viața sau eu ce știu, avantajele și așa mai departe. Noi deci, trebuie să știm că aceasta vine numai din eroare. De aceea Trebuie să cunoaștem pe om de unde vine, ce vine. Și atunci există cealaltă parte a creștinilor care bagatelizează, ele bagatelizând lucrurile. Ele spun, da, da, lucrurile vor fi, nu putem, nu putem controla circumstanță, ei știu acest lucru, dar nu va fi nici așa de, de dificilă ceasul încercării. Să nu-i trezim pe oameni, să nu vorbim, să nu băgăm frica în ei. Ei încearcă să balanceze un pic uh, mesajele și atitudinea celorlalți. Și nu văd nici ei, nici ceilalți că ambii sunt în eroare. Și mai există cei care nu sunt în eroare, cei care iau cuvântul în mod serios, care nu încearcă să schimbe ceva de frică, ci învață zilnic să se încreadă în Dumnezeu. Ei știu că problema lor este în inimă. Ei schimbă Inima și astfel învață zilnic să se încreadă în Dumnezeu. Ei iau în serios cuvântul. Ei se pregătesc, dar această pregătire nu este pentru a din frică, ci știind, timpul va fi foarte dificil, dar el va verifica un singur lucru, cum o să vedem, și anume încrederea în Dumnezeu. Grupa creștină care umblă în frică sau care bagatelizează, ce Domnul meu, nu vine curând, hai, să nu ne, să nu ne ambalăm, să nu ne fie frică. Ei, ei alungă gândul Poate sunt confruntați cu mesajul, le face frică, dar uh, văd că frica nu e bună și atunci bagatelizează. Iar alții le ia spaima și încep să schimbe lucruri, fac lucruri, se, se pocăiesc și eu pot să mă identific cu fricoșii pentru că așa am fost mulți ani. Ori de câte ori venea o veste de, de venirea Domnului sau de judecată, repede mă pocăiam pentru că vreau să fiu și eu gata dar nu ținea mult până când se ducea vestea și iar intram în viața veche. Pentru că nu înțelesesem structura umană și nici legea vieții. Și astfel nu înțelegeam nici Evanghelia. Trebuie să avem o cunoștință. Biblia ne zice la lege și la mărturie. Dacă nu, ei nu au lumină. Să știți, cei care nu cunosc cum funcționează ei însăși, structural. Și nu-și cunosc viața și trupul și, și, slăbiciunile și care nu cunosc legea după care funcționăm. Nu au nicio șansă să treacă prin strâmtorare fără să cadă. Singurii care pot să treacă, pentru că acestea sunt cunoștințe de bază. Cunoștința de bază a omului, a structurii sale și a legii este baza bazelor. Și dacă nu ai, nu te pregătești. Dacă ai, știi care e cauza și știi unde trebuie să te schimbi, ce trebuie schimbat în inimă, ca să poți să stai în ziua încercării, când totul va fi zguduit. Biblia spune că tot ce se mișcă va fi mișcat. Timpul va fi puternic. Zguduirea nu va fi un fleac, de aceea, pe de o parte, este neînțeles înțeles că oamenii le frică. Dar frica vine din eroare. Cei serioși nu acționează de frică pentru că ei știu ce trebuie să fac ca să fiu pregătit. Pentru că ei știu ce este testat, testat în instanță, ce este testat în orice încercare. Avem cele două informații, avem ceea care vine din Dumnezeu, adevărul, și ceea ce vine din Satana, și din oameni, minciuna. Și noi am văzut data trecută că trebuie să ne încredem ori în unul, ori în celălalt pentru a acționa. Toate faptele, bune sau rele, vin din încredere. Cele rele vin din încrederea în oameni și în Dumnezeu, în, în, în Satana, și cele bune vin toate din încrederea în Dumnezeu. Deci. În Scriptură, Iisus așa spune, în predica sa de pe munte, în Matei 7, la sfârșitul predicii, Cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, este arătat cu un om care își clădește casa pe stâncă. Iar cine aude aceste cuvinte și nu le face, el își clădește casa pe nisip. Și când furtuna vine, când ploaia torențială vine și vântul bate, una va sta și cealaltă va cădea. Vedeți, în timpul bun, când nu bate vântul și când nu vine furtuna, ambele case stau. Pentru că pe din afară s-ar putea să arate ambele bine. Dar să pui o casă fără să știi fundația fără să știi ce este, pe ce se plădește totul, nu este înțelept. De aceea, faptele noastre arată în cine ne încredem. Cei care aud cuvântul lui Hristos și îl fac, înseamnă că se încred în el. Cei care se laud cuvântul lui Hristos și nu îl fac, nu se încred în el. Aceasta este deosebirea. De aceea, la judecată, în încercare este testat un singur lucru și anume încrederea. Ăsta e ciocanul judecătorului. Cine are încredere, credința în Hristos și a pus în practică, în fapte, pentru că nu poți să, să descompui încrederea și fapta. Așa cum zice Iacov, cine fapta și, și credința sunt unite așa cum trupul și Duhul sunt unite. Nu pot fi separate. În cine te încrezi, aia faci. Faptele noastre doar dovedesc. Dar vedeți, în timpul bun, ele ar putea dovedi că suntem bine. Dar în timpul încercării, arată dacă chiar suntem puși în încrederea în Dumnezeu sau ne-am încrezut în oameni. Să știți, aceasta este toată lupta, aceasta este toată încercarea, toate încercările vreodată care au venit pe pământ, aceasta au pus la probă și au arătat-o până la urmă în, în, realitate. Pentru că în încercare, în cine te încrezi, iese afară. Dacă noi am învățat să ne credem în Dumnezeu, când va veni acest sistem religios, când ni se va impune ceva de oameni, noi vom fi amabili și plăcuți. Dar nu ne vom pune încrederea să facem și să luăm semnul fiarei ce vom face voia Domnului? Chiar dacă vom fi puși în de plină încercare, vom fi, eu știu, chinuiți sau chiar unii vor muri ca martiri, în ciuda acestui fapt, încrederea noastră în Dumnezeu va fi arătată prin faptele noastre. Dar această încredere, credeți că se găsește de pe azi pe mâine? Nu. Lupta credinței este o scară pe care Petru și Dumnezeu prin Petru ne-a dat-o. Este scara care trece de la încrederea în oameni la încrederea în Dumnezeu. Asta e toată scara, de la încrederea într-o minciună la încrederea în adevăr. De aceasta încrederea în Dumnezeu aduce ca urmare virtutea sau fapta. Fapta ne face să avem cunoștințe mai multe, cunoștința ne face să fim compătați, cumpăt, răbdarea iese din ea evlavia, dragostea de frați, părtășie în familie și la urmă agape, dragostea definitivă. Vom putea iubi pe cei care ne scuipă, pe cei care ne prigonesc în acel timp în care noi cu siguranță în scurt timp vom intra, vom putea sta cu dragostea de plină lui Dumnezeu. Dar când învățăm acest lucru, astăzi. Să știți, astăzi trebuie să punem aceste lucruri în aplicație, pentru că astăzi Dumnezeu ne aduce în diferite dificultăți. Eu văd că zilnic sunt încercat în cine îmi pun încrederea, în soția mea sau în Dumnezeu, în oamenii, în pacienți, în cine îmi pun încrederea. Să știți aceste trei făgăduințe care vreau mereu să le pun, pentru că ele sunt așa niște făgăduințe care în mod de ansamblu, ne ajută. Totul vine de la Domnul, totul ne este spre bine și totul nu este prea greu. Sunt făgăduințele divine, puse în cuvintele mele. Noi va trebui să știm că, în timpul strâmtorării, cu toții gândesc că lucrurile sunt prea grele. Păi, când îi văd pe oameni, pe pacienții mei, ei toți sunt bolnavi pentru că cred că necazul care este pe ei e prea greu, prea mult de suportat. Ei nu văd eroarea în gândirea lor, că Dumnezeu a făgăduit, că nimeni nu va fi încercat peste puterele sale. Și eu sunt, încercat de două ori, am intrat în ultimii ani în, în, în această idee că ceea ce Dumnezeu mi-a dat să fac e prea mult. și sunt dispitit câteodată să gândesc la fel. Și atunci zic, o oh, nu, nu, stai așa, am experiența trecutului, unde mă duce ideea că ceva ar fi prea mult? Nu, chiar dacă azi am impresia că sunt obosit de moarte, eu știu că încă Dumnezeu mă ține și nu-i prea mult. Nimeni nu știe acest lucru de aceea, încrederea în Dumnezeu știe că încercarea nu va fi prea mare. Dar oamenii de ce vor cădea în încercare? Pentru că ei nu văd întâi că vine de la Domnul, ei nu văd că încercarea le este spre bine și nu văd că nu va fi prea grea. Să știți, nimeni nu va putea sta în acele zile când încercarea va fi foarte grea decât de la care știe că Dumnezeu nu va duce pe el în nicio circumstanță care el să naibă control peste ea. Adică să se controleze pe sine în circunstanță. Aceasta este ceea ce trebuie să învățăm astăzi. Pentru aceasta mă pregătesc, pentru aceasta mă rog la Dumnezeu să-mi mai dea har înainte să vină ceasul încercării. El va veni în curând. Și vreau să fiu cu încrederea mea de plin în Dumnezeu. Vreau cu orice lucru mare sau mic care vine în viața mea să am imediat Duhul meu în adevăr să știe, aha, nu-i prea greu, nu este spre dezavantajul meu și este filtrat de Dumnezeu dinainte și îmi va aduce doar avantaj. O, dacă această lucru ar fi ar fi pe deplin în viața mea, să știți, atunci, orice ar veni, încrederea în Dumnezeu ne-ar ține. Da, în fața ochilor vom vedea că va fi foarte greu. Dar ce spune încrederea în inimă? Dumnezeu este drept, nu ne va încerca peste puterea noastră. Și atunci noi, având această încredere, chiar dacă ochii noștri ne-ar minți și ne-ar spune e prea mult, noi știm în inimă, nu-i niciodată prea mult. Orice ar veni, vom trece, vom suporta, nu va fi prea mult. O, iubiților, avem un timp scurt de pregătire. Haideți să luăm în mod serios, nu cu frică. Pentru că dacă te găsești în frică, trebuie să fii aici. Și dacă te găsești în ignoranță, zice, ești tot aici. Minciunare are toate felurile de forme. Dar dacă ești serios și spui, Doamne, învață-mă. Vreau să fiu, să învăț credința aceasta. Pentru că ea este totul ce trebuie să învățăm. Să nu ne mai încredem în oameni, în noi, ci doar în El. Asta e toată lecția. Din ea toate celelalte ies. Agape e rezultatul încrederii de pline în Dumnezeu. Ia acolo vreau să ajung. Și sunt convins că și tu vrei. Deci, haideți, în fiecare zi, în aceste lucruri mici, să învățăm lecția. Și atunci vom sta și în cele mari, care în curând, ca o surpriză peste noapte, va veni asupra noastră. Amin.